Bună ziua! Într-adevăr, progresiștii târgoviștenii pregătesc o surpriză. Este vorba despre o candidatură surpriză la primăria municipiului Târgoviște. Liderii UNEPR nu au vrut să dezvăluie însă identitatea celui care va intra în competiția electorală din 2012, întrucât, susțin ei, acesta nu este hotărât încă în privința candidaturii sale. Din câte am aflat însă până la acest moment, este vorba despre un candidat proaspăt înscris în UNEPR, nu deține funcții de conducere și are o oarecare experiență în administrația locală. Șeful filialei UNEPR Târgoviște a precizat că partidul și-a mobilizat activul în vederea alegerilor locale din 2012. Suntem într-un ritm alert pentru a coordona, a nominaliza oameni cu responsabilități din membrii activi pentru cele 65 de secții de votare care există la nivel de municipiu. Această acțiune este necesară, având în vedere că în curând noi vom fi capabili să anunțăm desemnarea unui coleg de-al nostru pentru primăria municipiului. Astăzi am... Și o surpriză plăcută pentru Târgoviște nu va fi. Nu neapărat ca la alte partide, președintele organizației municipale trebuie automat să candideze. Deci la noi nu va fi așa. Vom avea un candidat propriu și rămâne să nominalizăm.